Mihaela Rădulescu este în doliu. Primul ei soț, Bogdan Rădulescu, a murit la doar 56 de ani, după ce s-a luptat timp de un an cu cancerul pancreatic. Într-un final, boala a învins, în ciuda faptului că medicii au făcut tot ce le-a stat în putință pentru a-l salva. Din păcate, bărbatul care a trăit o frumoasă poveste de dragoste cu vedeta și-a cheltuit tot ce strânsese într-o viață pentru tratamente, însă, din nefericire, s-a stins. Bogdan Rădulescu a încercat să lupte cu boala despre care aflase anul trecut, mai precis, cancer pancreatic. Prietenii bărbatului spun că se obișnuise cu acest gând și chiar se resemnase, știind că nu mai are nicio șansă să învingă boala. Bărbatul a fost condus pe ultimul drum de câțiva prieteni, care i-au fost alături și în ultimele clipe de viață. Aceștia spun că au încercat să ia legătura cu celebra prezentatoare pe rețelele de socializare, însă fără niciun rezultat. Dumnezeu să-l odihnească în pace!